Și atunci, pentru voi, cred că e relevant să aflați cum reușiți să ajungeți într-un accelerator. Iar asta, cumva, cred că e tranziția firească. Ai o idee, nu știu dacă există piață pentru ea, poate că vezi problema în jurul tău. Și bine, o problemă generală e că founderii se grăbesc să valideze în cercul de prieteni, dar cercul de prieteni va spune întotdeauna ce idee bună, dar nu va pune nici măcar 10 lei, dacă ar fi vorba să plătească. Dacă se poate gratis, prietenii sunt primii. Dacă le ceri 10 lei, se golește coada. Deci, Cristina, ce faceți voi la The Accelerator și în procesul ăsta de admisie? La ce vă uitați? Ce ar trebui, cum ar trebui să arate un startup ca el să intre în programul vostru de accelerare? Pot să încep puțin de la Roța? Te rog. Aș vrea să privim puțin piața aceasta. Noi spunem ecosistem. E un cuvânt pe care îl folosim foarte des, nu știu, comunitate. Să privim ecosistemul acesta de startup-uri din orice țară ca o piramidă. Da? Deci la baza piramidei sunt echipele la început de drum. Single founder, e un singur om care are o idee, sau echipe la început de drum. Sunt diverse tipuri de activități la baza funnel-ului pentru a motiva, pentru a învăța lucruri, pentru a-i conecta. Evenimente, hackatoane, dacă ați auzit, da? Deci un hackathon înseamnă o interacțiune de vineri până duminică, ai o idee, te duci acolo, poți să n-ai echipă, îți găsești niște coechipieri acolo și încerci în 48 de ore sau 72 de ore să-ți faci o mică prezentare a produsului pe care îl vezi tu că servește o idee. În urma unui hackathon, sigur că nu se naște un produs vandabil, dar e o experiență incredibilă. Bine, tehnic, nu dormi aproape deloc, groghi, în fin. Dar duminică seara se fac pitch-uri, se fac prezentări, ți-ai făcut deja prieteni, poate ți-ai făcut niște idei, poate ai învățat niște lucruri, deci e o experiență nemaipomenită. Asta se fac la baza funnel-ului. Sunt evenimente de genul acestuia, care este în seara aceasta. Noi cu Romanian Tech Startup Association, ROTSA, asta vrem să facem, să motivăm cât mai mulți oameni care se gândesc să pună pe picioare un business, să aleagă această cale. Ce vrem să transmitem prin evenimentele acestea sunt niște meet-up-uri, niște întâlniri ale comunităților, fondatorii recenți. Vrem să aducem oameni care povestesc, care au trecut prin furcile ca urmea ale construirii unui business cu 2-3 ani în urmă, cu 5 ani, care au făcut ceva progrese. Așa, sigur, dacă l-aducem pe Elon Musk, toată lumea o să dea croatele pe sus, o să fie impresionată și o să plece acasă. Frate, nu o să ajung în viața mea ca ăsta, eu văd de ale mele. Deci, dar dacă vine cineva care acum 2 ani era ca tine și acum a ridicat nu știu câte milioane și e în jumătate de Europa, zici, bă, dar ce-au avut ăștia? Mai multe capete, ce-au făcut? Și atunci devine credibilă toată experiența asta. Asta vrem să facem cu Founders Club. Founders Club e un proiect ROTSA, Romanian Tech Startup Association, care face lunar evenimente de genul acesta în Timișoara, în Iași, în Cluj, în București și în Constanța. Mă bucur foarte mult de acum. Sper să o ținem cât mai des, așa cu frecvența este foarte importantă pentru construirea unei comunități. Și comunitățile sunt importante nu numai pentru organizațiile de genul celei pe care le reprezintă, celor pe care le reprezintă seara asta, ci sunt importante și pentru founderi. Fiecare echipă trebuie să-și creeze propria comunitate. Early adopters, potențialii clienți sau oameni cărora le-ar plăcea produsul, trebuie să fii în permanentă conectare cu propria ta piață. Deci ca să-ți creezi o comunitate, trebuie să știi ce este asta, care este importanța ei, să știi cum să faci. Și atunci, deci, evenimente de genul acesta sau diverse alte proiecte. Asta este la baza funnel-ului, da? La baza pâlniei. După care există și programe un pic mai specializate. Cum este The Accelerator, oferă niște programe puțin mai specializate pentru echipe cu o maturitate puțin mai mare, adică care au o anumită tracțiune, cum spunea și Ari.
au venituri sau au ieșit pe o anumită piață, au făcut niște prototipuri în colaborare cu niște corporații sau au validat ceva din ideea respectivă. Da? Și atunci ei au alte nevoi de conectare, de networking, de mentori, de investiții, de acces, access to market, spunem noi. Adică noi cunoaștem foarte multe organizații din afara României, poate într-o piață pe care o dorești, și atunci te putem pune în conexiune cu potențial parteneri care să te asculte, să-ți testeze produsele și așa mai departe. De exemplu, noi avem, suntem de 99, cred că, parteneri în EIT Digital. EIT Digital este, EIT înseamnă European Innovation Technology, este o organizație pan-europeană care are niște chaptere pe diverse industrie. EIT Health, EIT Manufacturing, EIT Digital, care se adresează anumitor sectoare, industrie. Noi lucrăm cu EIT Digital pentru că suntem în zona digitală. Care e beneficiul să vii la Roța în program sau la Accelerator? Ai acces la partenerii aceștia pe care îi avem la nivel european. Avem o colaborare foarte naturală și firească cu ei. Bine, noi am fost drăguți, n-am livrat proiectele, ne-am împrietenit cu oamenii, adică avem o relație foarte, foarte bună și eu am zis, alo, Cristina, dă-mi repede niște start-up-uri că mă duc la nu știu ce eveniment și vreau să prezint nu știu ce din România sau este Europa. Fac, în jumătate, adică ajunge atât de ușor la oamenii ăștia care o organizație pan-europeană asta este în toată Europa. Și tu, nu știu, vrei să ajungi în Spania acum și dai un telefon la Mirko Tadic de la Venture Program și te trimite acolo la cineva. Este foarte ușor și aceste relații le poți obține dacă intri într-o anumită comunitate, adică dacă ești vizibil, dacă te cunoaște lumea. Organizațiile acestea care organizează evenimente și activități pentru a ajuta fondatorii. Și apoi creștem la nivelul acesta, există și anumiți actori. Asta aș vrea să vă transmit, pentru că de multe ori există oameni care visează la ceva și lucrează nu știu pe unde și cum le place și, Doamne, cum să fac și eu business-ul meu și nu știu ce. Și dacă acum vreo 5-6 ani eram vai mama noastră, mă scuzați, față de alte ecosisteme din vest, domne, acum România este momentul fondatorului, adică dacă ai o idee bună, nici nu trebuie să te ieși din casă. Deci vine tăbară lumea pe tine, de cuvântul meu. Deci sunt fonduri de capital de risc, sunt vreo 13, sunt sute de milioane, vor mai fi, pentru că deja există niște programe de 400 de milioane de euro care sunt dedicați României prin European Investment Fund, da? Care sunt alocați pentru a construi fonduri de capital de risc. În România nu exista așa ceva. În 2012 a apărut primul fond Catalyst al lui Marius Ghenea, dacă ați auzit de el. A scris cărți, în fine, merge gura ca Melița, e un foarte bun antreprenor, așa, face programe, dar fondul adresa companii puțin mai mature, deci oferea tichete mari de sute de mii de euro până la peste un milion, pentru companii mai mature. Dar ce te faci, frate, că nu există? Adică trebuie să mergi puțin mai jos, cum spunea Adi, adică very early stage. La very early stage trebuie să arăți capacitatea echipei, expertiza ta și a fondatorului tău în mod ideal. Ar trebui să fiți cel puțin doi. Poate vorbim și despre chestia asta, adică care sunt criteriile, că mai și invitat să spun despre asta. Pentru că single founder nu dai bine, înțelegi? Tu ai o idee, dar dacă o ții lung așa câteva luni sau un an cu ideea ta, nu transmiți un mesaj pozitiv despre tine, pentru că lumea o să zică, frate, ăsta nu se înțelege cu nimeni, el trebuie să aibă o echipă după aia, o să crească business-ul, nu? Trebuie să știe să facă management. Tu dacă nu te înțelegi cu unul ca să faci, într-o echipă de doi cel puțin, ideal este să fie competențe complementare, că am observat și chestia asta. Se apucă doi prieteni de la ASE să facă un business, habar n-au nimic de tehnic, nu știu să codeze, aoleu, am dat de greu. După aia de la Politehnică, stau amândoi acolo, codează și știu ei cel mai bine cum trebuie să fie produsul și după aceea când ies după 2 ani, nu cumpără nimeni. Aole. Deci n-au pe nimeni care să știe ceva de sales, de marketing. Deci în mod ideal ar trebui să ai competențe complementare din echipă, da? Cel puțin doi. Și cum faci asta? Că cum
încercând să cunoști cât mai mulți oameni. Și atunci noi am avut, chiar un Founders Club, o să spun mereu chestia asta. Deci am fost în București și la un Founders Club se întâlnesc doi, deci rămân și acolo. Au rămas, deci români din Germania, nu știu ce căutau numele acolo pe cuvânt, deci a fost așa, au început să discute despre, vor să facă un business, deci un video chat, acum se folosește chatbots. Dar ei au spus așa, domne, când ai pe cineva acolo în față și vorbește cu tine și așa, ai șanse mai mari să închizi telefonul sau... În fine, și ei lucrează pe chestia asta, dar s-au întâlnit la un eveniment ca ăsta. Da? Și după aia mai și vin la următoare și zic, băi, fii atent, cu Georgică, eu am rămas prieteni aici la voi și lucrez cu el și acum, domne. Și căutăm bani și uite, facem... Deci s-au găsit efectiv la un eveniment de genul acesta. Și că m-ai întrebat ce ne trebuie pentru. Deci, pentru zona de, aș vrea să revin puțin la Roța organizează așa zisele incubatoare, da? Avem un program Startup Reactor, se cheamă, și noi organizăm acceleratoare. Care e, frate, diferența? Deci incubatoare înseamnă o relație de mai multă, de mai lungă durată în care înveți, în mod normal ar trebui să fie și un spațiu fizic. Un incubator înseamnă un spațiu fizic care oferă serviciile de administrare, contabilitate, acces la cafea și bucătărie, pe care tu nu le plătești, ci doar îți plătești un desk acolo, un spațiu de coworking și îți vezi de business-ul tău. Deci fără ca să trebuiască să investești într-o chirie, într-un apartament sau ceva. Deci incubatorul incubează, așa că sunt niște puișori acolo care cresc la cărbunică și sunt protejați și pentru o perioadă mai, da, un an, poate doi. Sunt diverse programe. Deci noi cu Roța încercăm, bine, nu avem un incubator fizic, dar avem programe de mai mult lungă durată. La începutul anului am început cu vreo 72 de companii acum și din lună în lună, în funcție de diferite criterii, mai triem din ei. Și avem webinarii câte două pe săptămână, de la miercurea și joia, de la 5 la 6 jumătate. Și ce facem cu ei? Noi trecem prin antreprenoriatul, nu este o chestie de flair. Bă, frate, mă pricep la afaceri, stai că dacă nu știu ce trebuie mie. Nu, domne, e o chestie care e aproape exactă, pe cuvânt. Deci, sunt cărți care te învață ce să faci, cum să o iei, cum să o apuci. Da? Deci la început toată lumea zice, băi, fac eu acolo, că știu eu produsul, lucrez la el și apoi ieși și nu vinzi nimica. De trebuie, că există și studii. Îi întreabă pe fondatori, domne, cât timp ai petrecut tu să-ți cercetezi, de fapt, că tu nu trebuie să scrii nicio linie de cod, ai o idee și apoi tu trebuie să vezi, bă, cineva o să cumpere chestia asta, cum faci? Deci faci cercetare de piață, să dedici mai mult timp să cercetezi, să vezi dacă te îndrepți în direcția potrivită. Și apoi după aceea începi să consumi. Bine, sigur, timpul e o resursă foarte scumpă și foarte importantă, dar nu cheltui bani, da? Și atunci când lucrurile sunt puțin mai clare și dacă, nu știu, ai deschiderea să participi și în programe de genul acesta, ai acces într-un timp scurt la informații. Sunt foarte multe cărți care te învață, nu știu, tot că am spus mereu de discipline entrepreneurship. Nu, e o carte ca la școală, frate. Are 20 și bătea și au un șarpe, așa cum îl văd. E al lui Bill Olet de la MIT. Și culmea, un lucru foarte drăguț, cartea este desenată de Marius Ursache, deci trebuie să căutați cartea asta, că e foarte drăguț. Așa, o lectură de seară. Așa. Foarte drăguț, desenată și haios, de un mentor de-al nostru, este antreprenor din Iași, Marius Ursache. Ăștia doi sunt prieteni, nu știu cum, au studiat pe acolo, așa, au relații nemaipomenite și au și lucrat după aceea. Deci există cartea, după aceea există un book, adică Excel ca la școală, în care spune că fiecare lucru să completezi tu business-ul tău și strategia ta după ce ai învățat din carte. Ideea este că te trece prin toți pașii, cum să faci customer development, tot se spune customer discovery, customer discovery, ce înseamnă asta? Adică cum îți cunoști, cum ajungi să cunoști tu clientul tău? Da? Acum îi spune și mai și customer development, ce este mult mai complex. Da? Customer discovery la început, îi se luăm după ce ai produs. E o artă. Cum îți descoperi clientul nișa, așa, după care urmi pas cu pas până la a-ți calcula diversi indicatori, customer time value, lifetime value, nu știu ce, și așa mai departe. Până când sunt niște cunoștințe pe care trebuie să le cauți, să le citești. Așa, sigur, poți să orbecăi așa prin... Există școli foarte bune, de la YC Combinator, citiți, faceți un subscription acolo la newsletter și învățați după articol.
articolele lor și ceea ce spun. Există podcasturi. Dar ideea este cu care să rămâneți este asta, frate. Deci antreprenoriatul se învață nimic. După aia, că oricum este un timp lung, da? Nu te aștepți ca până în decembrie, mamă, rup, o să vânde. În general, așteptările astea totdeauna sunt mult prea optimiste. E o viață dificilă, dar poate să-ți aducă și foarte multe satisfacții. Adică, și ce vreau să transmit, de fapt, este că, măi, în România acum chiar sunt resurse. Adică sunt fonduri de capital de risc care aleargă cu limba scoasă, vă zic, pentru că nu sunt suficiente startup-uri. De asta și toate organizațiile din România, din orașe mai mari sau mai mici, există Startup Timișoara, există People of Tech, Optimism Works în Iași, Innovation Labs, cum spunea Costin, care au pornit din universitate, din Politehnică și au făcut chapter în toate orașele unde există Universitate Politehnică. Ce vor să fac? Dom'le, să creștem numărul de startup, numărul de idei, mă, și ce vrem să transmitem este că acum există resurse. Ai de unde să înveți, ai mentori o grămadă, deci există și niște business angel. Business angel este un mentor care îți poate oferi și o sumă de bani pentru un stake din companie, mic, nu știu, 3, maxim 5, max 5, așa, dar care își oferă și timpul să stea cu tine, nu știu, aveți un call pe lună sau ceva și îi spui, bă, m-am lovit de asta, uite, vreau să fac așa. Un mentor nu este cineva care îți spune ce să faci, ci un mentor îți pune întrebări, bă, de ce vrei să faci asta? Deci, nu știu ce, îți ridică la fileu niște chestii la care tu trebuie să te gândești. Nu trebuie să faci mot-a-mot ce zice mentorul, dar este foarte, foarte important să ai o relație personală cu o persoană care a trecut prin antreprenoriat, care este la nu știu câte la business sau care are o experiență de a dezvolta produse, este crucială, crucială. De multe ori poți să găsești în domeniul în care servești, în piața pe care o servești, să faci un proiect digital în health tech, încerci să, sau pentru psiholog sau așa, încerci să găsești pe cineva din domeniul ăla ca să poți să absorbi cât mai multe informații din domeniul respectiv dacă tu nu ai făcut facultate de și nu cunoști domeniul. Și așa mai departe. Sau poate unul pe business în general, care știe să facă business, să vândă și așa mai departe. Este crucial să ai un mentor. Acum, întorcându-ne înapoi, ca să revin, este foarte important să înveți, nimic, să-ți dedici timp să citești, să înveți. Nu e așa după ureche. Nu. Deci nu, așa nu se poate. Asta e un fel de bișniță, știi? Ei de unde vinzi acolo, și stop de a face. Dom'le, business în text sau un produs digital se face așa ca la carte, ca lumea. Dar durează, într-adevăr. Și dacă ai norocul și există posibilitatea acum, să obții investiții. Dacă ești bun și demonstrezi un pic de tracțiune și stop tracțiune, nu înseamnă să vii cu venit. Deci toți cei pe care am investit în primii ani, n-au venit poate nici la jumătate de an, nici la un an după aceea. Deci nu. Dar ce arăți? Arăți expertiza ta, ce ai făcut până atunci, cu cine ai lucrat, ce relație ai avut cu colegii tăi de echipă, da? Poate că unul e ex, eu știu pe cineva care e ex-Amazon, a avut acolo intern, e alții. Așa, și după aia, când a apărut băiatul cu Amazon pe frunte, toată lumea cu roatele pe sus. Îți dai seama că se zicea ceva despre el, știi, făcuse un produs intern pe care compania l-a cumpărat. Acum era un fond de investiții. A făcut și un an de sabatic, s-a plimbat, s-a bronzat, s-a plictisit, a venit înapoi și... Dar, băi, arăta ceva despre modul lui de gândire și așa. Și... Aș putea să te întreb ca follow-up. Deci, e relevant să fie un founder cu, poate, la a doua, a treia experiență? Sigur că e relevant, dar de foarte multe ori sunt founderi care sunt la prima lor încercare și care reușesc să ridice. Ce este important pentru la faza aceasta de very early stage, să revin la tracțiune, este nu neapărat să aduci venituri, dar să aduci cumva un feeling de, bă, produsul ăsta e dorit. Există cineva care l-ar vrea. Nu știu, și cum arăți? Nu știu, poate reușești să faci un pilot cu o corporație. Păi piloturile în general sunt gratuite, adică nu te aștepți ca să te plătească. Nu, doar să te accepte să intri acolo, unde se convine minte Securify, un produs de video surveillance, da? Pe care se atașează, un produs digital, care se atașează la sistemul de CCTV al rețelelor
citește asta de matriculare, bagaje la metrou pierdute și așa mai departe, și transmite instant informațiile acestea. E, băi, chinul naibii, deci au pe cineva super, super bun de la universitate pe AI, Radu Ionescu, și, bă, și au început cu pilot cu OMV, cu nu știu ce, zoo în Brașov, cu... și fără, bă, nu-mi dați nimic, doar vreau să îmi spuneți că produsul funcționează, să-mi dați un feedback. Asta este un semn de tracțiune. Și se mai fac și tot felul de teste, smoke test sau, de exemplu, n-ai nimic, îți faci un site. Deci, băi, te vezi așa, te pui peste un an, produsul nu-ți arată atâta. Îți faci un site de la beton. Cum visezi tu să fie produsul tău? Și vezi ce... cine intră acolo, ce analytics ai pe site-ul ăla. Smoke test se cheamă chestia asta. Îți construiești o comunitate pe rețelele de social media. Depinde ce clienți ai, ce market ai, dacă tu ești B2B, nu mai intră nimeni pe social media, trebuie să găsești altă strategie. De exemplu, îmi vine în minte Voxy Kids. Ceara Maria Onică, foarte super deșteaptă, rezolvă o problemă pe care o are ea însă, și asta e o chestie foarte, foarte puternică, pentru că arată o motivație, știi, și perseverența, da? Și ea ce vrea să facă? Un produs pentru terapeuți care se ocupă de logopedie pentru copii, și cu un produs digital, cu o platformă, ajută terapeuții să îmbunătățească performanțele copiilor cu deficiențe de vorbire. Și au dat, au bătut la spitale, au bătut la psihologi, au bătut la nu știu care. Foarte, foarte greu să pătrundă și în piață. Au făcut și o căsăniță și au făcut o comunitate pe Facebook. Webinarii în fiecare săptămână. Bă, nu ceram uite, am invitat părinți, nu știu, care are probleme. Dădeau feedback, arătau produsul. Struggle, îți dai seama, timp, chestii, socotel. Dar a crescut comunitatea așa de mult, au atras psihologi din Anglia, de peste tot, care le-au dat feedback și mai departe. Și după aceea, ia ce să vezi, eu uite, Apple se vinde, părinți, chestii, că și sunt și B2C și... Deci, într-un fel, într-un program de genul ăsta, ai putea să descoperi cumva cam ce cale să apuci, cam ce ai putea să faci. Ai putea să cunoști o mulțime de oameni și să știi cumva, să te dotezi cumva cu cunoștințele minime ca să știi unde să mergi, să ai o anumită claritate a strategiei de go-to-market. Cam asta e, adică noi când ne uităm cum se aplică, într-un fel trebuie să știi ce există, da? Și în România și în alte părți. Noi avem fondatori și din Ucraina și din Moldova și din Bulgaria și care aplică la noi. Sigur că ne și promovăm, da, când suntem conflicti așa. Ne promovăm la greu, dar avem o relație foarte bună. Noi ce ne interesează este când citim, este o aplicație de 25 de întrebări, da? Ce citim acolo? Noi încercăm să vedem experiența echipei și acum revin la ce a zis George, că uneori poți să fii neexperimentat, dar noi vedem și cum te prezinți. Și aici chiar aș vrea să termin cu experiența, potențialul de piață, că unele produse nu îți inspiră încredere. Poate nu povestesc cum trebuie despre el, nu-și fac o prezentare, nu înțelegem. Și noi, pentru că triem foarte, foarte multe, ne dedicăm 15 minute la o aplicație. Dacă nu reușim să înțelegem, ai pierdut, știi, am trecut peste, am trecut la altul. Deci ideea este și cum te prezinți, trebuie să înveți. Și după aceea, odată ce intri, noi, na, admitem și perseverența, na, că sunt unii care, mamă, încearcă în continuu și așa, dacă nu sunt așa, ne mai dă un telefon, mai scrie pe un LinkedIn, adică oamenii știu ce vor și unii dintre ei nu se lasă așa. Important este, ca fondator, unde vei primi 95% nu și doar poate 1-2 da, la investitor, la mine, toată lumea o să spună nu, n-am timp, nu știu ce, lasă-mă frate, nu, și doar prietenii, știi, care îmi spune și George, nu vor să te dezamăgească și așa, au zis, a, păi, interesant, bă, acolo. Dar, știi, în general, nu trebuie să-ți întrebi cercul restrâns, pentru că nu vei primi un feedback relevant, trebuie să găsești căi să vorbești străini, dacă ar să fii mai blanc. Pleacă, frate, porcăria asta, am înțeles, n-aș cumpăra așa ceva. Deci ideea este, chiar există și o carte care se numește The Mom Test. E foarte, chiar, foarte mișto. Talking to Humans e încă una. O grămadă, dar mi-a venit acum al lui Frank ăsta, da. Care te învață cum să pui întrebări. Deci, mamă, nu-i așa, să fac o carte, bă, că nu-i așa cum să cumperi tu dacă să scrii în ceva. Da, cum să nu știu. Nu, trebuie să știi cum să pui problema, știi, să intri în pielea și să întrebi despre nevoie și așa mai departe.
Deci cam asta e la început de drum. Este o aplicație foarte simplă. În primul rând trebuie să știi ce există. Doamne, unde să mă adresez? Să știi actorii din piață. Și pentru asta trebuie să și citești foarte mult. Există platforme care scriu despre startup-uri. Start-up.ro, startup.ro. Dom'le, te abonezi acolo frumos, citești în fiecare zi ce mișcă. Unii mai așa, alții mai ridică investiții de 50 de milioane, ziceau ok, nu sunt eu acolo, dar trebuie să știi ce mișcă, ce fonduri sunt acolo. Toată lumea scrie despre fonduri, despre startup-uri, despre tot ce mișcă în România. Și așa, mai există The Recursive, care este, sunt veniți din Bulgaria și care scriu despre regiune, Trending Topics, la fel astea, cel puțin acestea. Și apoi cele globale, mă rog, Techstars. Cred că avem o întrebare. Ok, da, ok. Sigur, nicio. Deci, Sigur. Da, scuze, eu vorbesc foarte mult, dar sunt și foarte multe lucruri de zis. Deci ideea este să te informezi, da? Să te conectezi, să faci un profil de LinkedIn, bă, serios. Dar am avut și niște din astea, bă, ce e asta? Caut acolo, nu găsesc, sau ceva complet neprofesionist. Băi, trebuie să ai o carte de vizită, să te prezinți, domne, ce am făcut până acum? Adică, tu gândește-te că oamenii ăștia care te evaluează, incubatoare, whatever, noi sau fondurile de... Prima dată se uită pe LinkedIn să te vadă, să vadă ce ai făcut acolo. Mai dau un search acolo să vadă pe unde ești pe net, dacă ești la piscină sau dacă ai apărut și tu pe undeva sau ai scris ceva despre așa sau pe un blog sau ceva. Și după aceea zice, bă, pare interesant, ia să ne uităm la produs. Nu știu, îl dă pe acolo, pe la investment managers, ventures, partners, nu știu ce fac, o serie și te cheamă, dacă e. Dar tu trebuie să arăți țiplă. Asta e, știi, adică, băi, să inspiri încredere, să pari, să fii om serios. Da, asta e, deci să fii informat, să știi ce e, deci unde să te adresezi, da? Techcelerator, Rubik Hub de la Piatra Neamț, Make It Oradea de la, din Oradea, Startup Timișoara, ulala, Startup Constanța, așa, în Brașov, în astea, sunt o grămadă de programe care se organizează foarte, foarte bine, cu Super Track Records și Innovation Labs și așa mai departe. Și apoi să-ți dedici timp să citești, să te informezi, să înveți, trebuie să te învățați, măi, asta e, cum se face, cum te evaluezi, e o chestie foarte, foarte delicată. Cum te duci tu la universitate să-i spui, băi, eu valorez atâta sau nu știu ce. Trebuie să-ți niște tehnici, metode. Discount de cash flow, tra-la-la-la, e cu asta trebuie să le citești. Ideea este că acum avantajul celor care sunt acum la început de drum este că față de noi care am început acum 20 de ani sau alții care au început acum 10 ani, nu vorbesc așa ca idee, noi generic, nu neapărat și cu Ciprian și alții. Acum există foarte multe resurse, da. Inclusiv mentori, inclusiv oameni care au dat greș de câteva ori și au reușit după aia, inclusiv, cum ai spus, o mulțime de alte business angel. Noi avem în România și super business angel, care au venit din UiPath. Au ieșit de acolo vreo 15... Sunt de mulți. 20. Așa? Cu ceva așa și acum își fac business-uri. Și dau înapoi și ei alocă anual o sumă, da? Aia, super business-ul, aia, 250.000 de euro fiecare an la Tech Angels. Nu se bagă decât dacă e ceva foarte așa, dar au o infuzie de capital de la niște oameni numărați așa pe degete, da? De care țin cont permanent. În România există mai multe grupuri de business angels și ăștia trebuie accesați, imediat. Adică sunt antreprenori sau oameni cu disponibilități financiare din diverse domenii, așa, no comment. Unii sunt mai activi, participă, unii doar dau capital acolo. Tech Angels este cel mai vechi, din 2013, am primit deja acum 2 ani, 10 ani. Investește cam 5-6 milioane pe an, acum în ultimul timp a mai scăzut puțin, dar a crescut foarte mult numărul, sunt peste 130. Mai este un grup, Grăuceanu, care sunt din Timișoara. Spune, te rog! Nu știu. La ce anume te referi? Compania pe care o am este un startup, da. Avem două echipe, Accelerator și Învoța, suntem aproximativ 15 și de 6 ani asta facem. E
E un startup în domeniul ăsta, al da. Creșterii startup-ului. Noi la rândul nostru, și noi am învățat la rândul nostru, acum am spus la început, noi suntem un conector, da? Deci veniți în programele noastre sau ale celorlalți de piață și veți fi puși într-un timp scurt în legătură cu diverse resurse care aveți acces imediat pentru ca să vă puneți visul în aplicare, să înțelegeți, să clarificați strategia de go-to-market, să știți ce aveți de făcut și dacă na, avem și o relație personală și așa, noi întotdeauna noi asta facem. Permanent să conectăm oamenii, să punem în legătură cu mentori și așa mai departe. Avem și propriile noastre proiecte pe care le implementăm ca să le susținem, tot în zona aceasta de dezvoltare a ecosistemelor de startup și așa mai departe. Și na, punem în legătură cu investitori, cu ce ai avea nevoie.